Pugilista din Câmpul Ung, Claudia Nechita, a început perfect anul 2018, aflată la un puternic turneu în Serbia, acolo unde a reprezentat Naționala României de box feminin. Mușteleanca a câștigat categoria de greutate 51 de kg după o finală spectaculoasă cu Zaina Sekerbekova, o sportivă din Kazahstan, locul 5 la ultima ediție a Jocurilor Olimpice și locul 3 la campionatele mondiale. La concursul pugilistic desfășurat la Sombor au fost prezente peste 150 de pugiliste din 25 de țări de pe 3 continente. Sacrificiile și munca pe care o depunem au început să dea roade, a scris Claudia pe contul personal de Facebook. Aceasta a început boxul la CS Mușcel Câmpul Lung sub îndrumarea antrenorului lui Gheorghe Vlad pe când avea 14 ani și are în palmares 8 titluri naționale. Am avut foarte multe emoții, ținând cont că n-am boxat acasă decât când eram mai mic, eram la junioare, și acum am avut foarte multe emoții. Acasă, primul meu meci mai avansat la senior, am prins și mai multă experiență. În prezent este la CSA Steaua București, club la care s-a transferat în 2011, iar prima competiție majoră la care va participa în acest an sunt campionatele europene programate în luna mai în Polonia. Thank you.